Vremea caniculară va persista în cea mai mare parte a Olteniei, Muntenia, în centrul și în sudul Moldovei și în vestul Dobrogei, unde disconfortul termic va rămâne accentuat, în timp ce în restul țării valorile termice vor scădea ușor față de intervalul precedent. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25-26 de grade în Maramureș și nordul extrem al Moldovei și 38-39 de grade în Câmpia Română, posibil 40 de grade cu totul izolat în lunca Dunării. La Giurgiu va continua să fie vreme caniculară, iar maximele termice vor ajunge la 38-39 de grade în municipiul Giurgiu, Ghimpați, Izvoarele și Comana și la 37 de grade la Mihăileș, Hotarele și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 15 km pe oră din direcția sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 755 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 22%. Apele Dunării sunt în scădere cu 12 cm, cota probabilă fiind minus 26 cm.